Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cu noutăți de primăvară a venit astăzi la noi Valeria Barbas, pictoriță, compozitoare, cantautoare. Bună dimineața și binevenit, draga noastră! Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație! Cum a început această săptămână? Regim nou, potrivit orei de vară? E mai greu? E mai dificil să fii matinal? Da, probabil, însă cu noi puteri, cu inspirație, tot așa înainte, cu noi idei, noi proiecte. Cu nouă primăvară în viață, da. Pe o rețea de socializare ai anunțat deja prietenii tăi că uite, vii la noi în ospeție să distribui niște detalii din cadrul unui proiect. Evident că este vorba de un nou videoclip. Exact. Vrem să deschidem niște paranteze pentru că până când vom vedea premiera mai este ceva timp, dar totuși suntem foarte intrigați. Am lucrat acest nou videoclip în special pentru sezonul de primăvară. Mi se pare că piesa presupune o atmosferă de primăvară plină de lumină, primele raze de soare, o veți putea urmări în aceste fotografii. Deci, videoclipul este de fapt dintr-un colaj foto și am colaborat cu o artistă fotograf, Natalia Jurminska, care am considerat să facem aceste filmări în zona Chișinăului Vechi și mi-a plăcut foarte mult ideea pentru că acolo se combină atât peisajul urban dintr-o perioadă mai veche, istorică, cu cel nou, cu unor clădiri noi care se înalță în spate și acest contrast de arhitectură de fapt reprezintă orașul nostru de astăzi, iar pe parcursul montării acestui videoclip, unele obiective, să zicem, unele case care erau așa pe cale de dispariție, chiar au dispărut și nu mai există. Deci putem spune că sunt niște, nu știu, artefacte care le-am prins la moment împreună cu Natalia. Videoclipul este la piesa Să nu uiți. Piesa se numește Să nu uiți. Este o piesă compusă de mai de mult, practic una dintre primele mele piese. Ce constă avantajul? Nu știu, cred că puțini interpreți s-ar lăuda prin faptul că sunt autori, nu doar cantautori textieri, dar și autori a unui aranjament. Deci a fost o experiență frumoasă pentru mine. Sunt autoarea și aranjamentului, textului. Mixing și mastering de domnul Victor Buriană. Eu deja am reușit să ascult câteva melodii interpretate de tine și vreau să știu cum caracterizezi tu de fapt stilul tău, pentru că eu atunci când l-am ascultat parcă îmi venea în minte și Lana Del Rey sau altcineva care explorează acest domeniu și tot încearcă prin astfel de note muzicale să cucerească simpatia publicului. Știi, mi se pare că acest stil între timp se schimbă, se modifică și încerc să, ca și în pictură, să mai adaug culori, diverse culori în această paletă, câteodată mai sumbră, câteodată mai colorată, mai vie și mai cu lumină. Am avut și piese cu, nu știu, nuanțe jazzistice, alte piese mai pop, unele mai etno, altele etno-jazz. Deci încerc diverse mixturi, așa, mixturi, pentru că îmi place să experimentez. Tu mereu ai avut poarta sufletului deschisă pentru multe proiecte interesante ca mesaj, fie că este vorba de pictură, fie că este vorba de muzică, totuși în ultima vreme, care domeniu îl explorezi cu precădere? Unde te simți cel mai bine? Vai, sincer vorbind, proiecte sunt multe, sunt de lungă durată, sunt de scurtă durată, dar în prim plan, sincer vorbind, acum mă pregătesc, cred că în anul acesta voi susține totuși teza mea de doctor. Ai luat o pauză la acest capitol? Puțin, până în mai. Eu cred că să dea Domnul acest rod al muncii pe care de 7 ani tot muncesc această teză. În ce domeniu? Teza este muzicologie. În muzicologie tema este dialogul intercultural în cadrul Festivalului Zilei Muzicii Noi.
cu precădere ține de muzica contemporană academică și despre cei 20, mai bine de 25 de ani de evoluție a festivalului, respectiv tendințe, evoluții și felul în care acest dialog intercultural, aceste tendințe venite din exterior, începând din anii 90, tendințe occidentale, au influențat și au avut un impact esențial asupra creației compozitorilor din Republica Moldova, ca limbaj, ca formă, ca experimentare a anumitor mijloace de expresie și-au regăsit impact și în anumite genuri, explorarea unor genuri noi. Aceasta ce ține de, nu vreau să vorbesc prea mult la această oră matinală despre o teză de doctor, dar bine, aceasta a fost pentru mine, să zicem, proiectul de bază și ceea ce stă în prioritate. Plan secund, sigur că este acest videoclip și aștept cu nerăbdare să-l prezint publicului. Invit pentru toată lumea, toți prietenii, să viziteze pagina web în rețele de sociale și sigur că a treilea plan este al picturii, dacă mai e timp. Pot să zic că am participat la o preselecție a lucrărilor pentru și am fost selectată pentru Bienala Internațională de Pictură, care își va deschide ușile luna viitoare. De asemenea, am fost invitată să particip la un proiect internațional cu titlul Imago Mundi, unde vor fi selectate pentru o colecție de picturi ai artiștilor din Republica Moldova și vor fi selectate aproximativ 70 de lucrări într-un format special de 10 pe 12 cm și aceste pânze nu neapărat să fie pictură, poate fi și un art obiect, dar neapărat de această dimensiune vor constitui cartea de vizită a artistului. Eu mă bucur foarte mult că tu cu atâta inspirație parcurgi acest traseu. De fapt, se zice că dacă depunem prea mult suflet în toate, atunci riscăm să culegem mai puține roade, dar tu le împaci foarte bine și îți reușește, pentru că încă din copilărie doar ai crescut printre pânze, printre arome de ulei, dar în același timp ai încercat să te redescoperi, ai studiat și pian și vioară. De fapt, părinții tăi deseori au susținut că dacă în casă este deja un pictor, mă refer la maica ta, care este și critic de artă, da, atunci ei și-ar fi dorit să te vadă făcând altceva. Până la urmă au acceptat alegerea. Vedeți că viața dictează alte legi și deja, sigur că eu nu mai sunt copil și poate e și bine că așa zis, că n-am mai ascultat eu părinții până la urmă. Dar dacă zici tu că în sensul de roade, mie îmi place să culeg roade diferite și le iau bani acolo, bani acolo, așa puțin câte puțin. Sper că și această primăvară va fi foarte generoasă cu tine. Îți mulțumesc pentru prezență și multă sănătate. Te așteptăm și în edițiile viitoare ca să vedem și videoclipul. Cu drag, cu drag, mare drag. Mersi mult. La revedere, prieteni! Să nu uiți în vis să mă săruți, eu voi fi a ta, numai să nu uiți să mă adorme în gând, ușor stay.